Bună ziua, bună ziua! Bine v-am regăsit în acest an. Este prima dată când intru în direct. Și astăzi o să facem clătite, așa cum le fac eu în casă, fără cântar. Și o să avem nevoie de puține ingrediente. Și pot fi umplute și cu Nutella, și cu brânzică, și cu dulceață. Pot fi umplute și cu umplutură sărată. Și eu nu le pun zahăr în interior. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Și să începem. O să avem nevoie de un ou. Eu am să-l pun aici în interior. Asta să facem așa cum fac eu în casă, clătitele. Am să pun puțină sare, un praf ușor de sare, așa. O să amestecăm puțin ouul. Așa. Am să pun puțin lapte într-un pahar ca să avem așa o idee cât punem la un ou. Și am să pun doar o parte. Vedeți aici un pahar de 200 de mililitri, un pahar de apă. Și am să pun doar o parte și pun aici alături cu laptele. Compoziție. Aveți puteți da. Și acum să punem două linguri de făină. Două linguri bine, așa vor. Și amestecăm. Eu am să mai pun încă o lingură ca să fac un aluat un pic mai gros și după aceea am să-l diluiesc cu laptele rămas. Am să mai pun încă o lingură, deci am pus 3 până acum. La sfârșit vă scriu și cantitățile așa cu linguri și cu paharul în comentarii și în vezetare. Adăugă lingura, vă vede că mai uitați, am să mai adaug o lingură de făină. Am să fac totul la ochi, așa cum fac eu clătitele pentru băiețelul meu în casă. Dulcele preferat. Pot să fac eu fel de prăjituri cu creme și torturi. Nimic nu se compară cu clătitele făcute de mama. Așa, vedeți cum poziția cum este. Și am adăugat lapte. Am adăugat 4 linguri cu vârf. Și doar dacă mai este necesar, mai dăm puțină fină. Dar dacă nu... Așa. Și adăug lapte. Și amestecăm. Amestecăm, amestecăm să incorporăm bine laptele în compoziția noastră. Așa, am să mai dau încă o de făină. Și să ținem minte că la un ou, un praf de sare, am adăugat 4 linguri și am mai de făină și mai adăug încă una. Am să mai adăug încă una și sunt 5. Sunt de ajuns și acum amestecăm bine, încercăm să nu facem coloașe. Așa. Și apoi o să adăug mesul de lapte. Amestecăm așa bine.
Cele mai bune clătite la noi sunt și cel mai bun dulce. Este pe locul 1 la noi în casă. Vorbesc de băiatul meu, le preferă. Eu prefer cele cu ciocolată, prăjiturile. Îmi plac foarte mult și cu alune. Așa, sau gresul de lapte, vedeți, mi-a rămas puțin. Așa. Și adăugăm restul de lapte și amestecăm. Așa arată compoziția. Am să adaug și puțin ulei. Aici am un păhăruț și am să adaug puțin. Ar veni cam 2 linguri de ulei. Și restul de ulei îl punem ca să prăjim clătitele. Și amestecăm. Aluatul trebuie lăsat măcar 5 minute, 10 minute la odihnit. Așa. Vedeți? Cam așa arată. Acum eu am să pun o tigăiță. Ia uitați, am așa o tigăiță mică și am să pun puțin ulei, foarte, foarte puțin, pe tigăița mea, așa, și am să o pun pe foc. Și am să-l întind așa peste tot. Și am pus tigăița pe foc. Și acum cât se încălzește, se odihnește și compoziția de clătite. O să am nevoie de un polonic și am să pun câte cam o jumătate de polonică este mare în tigaie. O să am să se încălzească. Poziția cum este. Ia uitați, vedeți că s-a îngroșat puțin. Așa. Acum o să luăm doar așa jumătate de polonic și eu mai am încă o mare, mare pasiune pentru matematică și dacă aveți copii până în clasa 8-a și doriți să ei nu știu să facă anumite exerciții, să-mi lase mesaje în comentarii. Eu mi-am deschis acum câteva zile o pagină și pot să fac cu ei indirect exerciții, să le explic. Dacă doresc, bineînțeles. Acesta este noul meu proiect pe acest an. Am zis că tot ce știu eu să las în urmă ceva. Și dacă copiii doresc, eu îi ajut cu mare, mare plăcere. Așa. Aceasta este compoziția și acum să punem în tigăița noastră. Așa, aici avem tigăița, eu am să iau, ia uitați, punem și întindem, întindem așa și răsucim, până se duce pe toate părțile, așa, acum pun pe foc, eu mi-am pregătit aici o farfurie unde să le punem. Așa, o să punem aici. Și la fiecare clătită eu am să pun o linguriță de Nutella sau cremă de ciocolată sau dulceață. Puteți pune și umplutură sărată pentru că nu au zahăr în interior. Puteți spune și dulceață, cu ce vă place, și cu brânzică, și brânzică cu ciocolată, cu bucățele, cum vă place. Aluatul este fără zahăr și poate fi folosit și pentru dulce și pentru sărat, pentru umplutură. Aici s-a făcut, așa, hai să o întoarcem. Ia uitați, vedeți? Și acum să o coacem și pe partea cealaltă. Cam așa, o linguriță de Nutella, i-am să o așez deasupra și se topește puțin, după aceea o întind. Asta doar cu Nutella, dar puteți umple și cu umplutură sărată, și cu umplutură dulce, și cu dulceață, și cu brânzică, și cu cremă, cu cremă de vanilie, cu cremă de ciocolată, fi umplute. Ia uitați.
Vedeți cum s-a făcut? Mai las și pe partea aceasta că puțin. Să amenzi așa puțin. Așa. Așa. Și punem așa aici. Eu așa din gurița cu fața în jos. Acum am să pun un alt polonic. Deci nu un polonic întreg, am este mare, o jumătate. Acum n-am să mai pun ulei. Odată pun și odată nu. Așa. Și întindem. Întindem așa, rotim pe toate părțile. Dacă vi se îngroașă cumva compoziția, mă scriu când prea merge internetul. Așa. Și unde așa se pot. Rotim. Eu le rotesc așa. Uitați. Și puteți pudra cu puțin zahăr pudră. Să vă arăt cum poziția. Vedeți? Poziția îngroșat puțin. Putem pune o picătură de lapte. Ca o lingă, două. Și eu chiar să adaug așa puțin lapte. Cam o lingură și amestecăm. Așa. Cred că este cel mai ușor dulce care se poate face. Așa, să întoarcem și clătita. Așa. Acum o întorc. Așa. Vedeți? O punem din nou pe foc cea a doua. Să o punem așa aici. Punem lingurița cu Nutella deasupra, vedeți, puțină, puțină. Acum, vreau să pun o picătură de ulei în tigăiță. O picătură, picătură, picătură. Așa. Nu prea multă. Și întindem așa peste tot, rotim, rotim, rotim. Așa. Acum am să iau din compoziția noastră puțin. O jumătate de polonic, eu am polonicul mare. Și punem aici în mijloc și rotim. Rotim așa. Încet, încet. Ia uitați. Și în momentul când nu mai curge și s-a întărit compoziția, o putem pune pe foc, vedeți? Acum o punem pe foc. Mâine am să intru să mă vedeți. Să ne și vedem. Așa. Și întindem Nutella. Dacă doriți, puteți pune mai multă, dar nu este nevoie. Așa. O picătură așa aici. Ia uitați. Ștergem lingurița. Și acum răsucim. Și le facem așa micuțe, micuțe. Ia uitați. Le puteți și împături în pat. Cum doriți. Pregătesc lingurița cu Nutella. Așa. Și aceasta este ultima. Rețeta este simplă. Sunt fără cântar. Acestea sunt clătitele. Să tăiem una să vă arăt cum arată și în interior. Sunt, ia uitați. Sunt moi, moi, moi și pufoase. Așa. Clătite cu Nutella, cu cremă. Sunt făcute fără zahăr. Pot fi umplute și cu umplutură dulce și cu umplutură sărată. Și cu dulceață și cu fel de fel de creme și cremă de ciocolată, cu ganaș, cu ce doriți. Cu spanac, cu murdă, cu smântână. Le puteți face și în straturi la cuptor cu carne. Sunt foarte, foarte bune. Cum le-am făcut clătite moi, pufoase, ia uitați-le cum arată. Sunt moi, 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 ia uitați. Și bune. Sper să vă placă, să le încercați. Se fac simplu. Nu aveți nevoie de cântar.
Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă mulțumesc și vă pup dulce pe toți. Vă pup, vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă în continuare.